Dumnezeule, ce m-a făcut să mă apuc de scris cărți? În primul rând, toate aceste probleme ale vieții noastre, să fie mie, problemele acestea ale lipsei de bani, pe care o resimt foarte mulți oameni. De asemenea, întâmplările acestea tragice, pe care le vedem în fiecare zi la posturile de televiziune, atât la televiziunea națională, cât și la asta privată. De asemenea, frământările mele interioare, care m-au făcut să mă apuc, într-adevăr, de scris. Să nu uităm că această iubire și filozofie este al treilea meu volum de versuri, am mai scris două înainte, sub povara gândului, și mi-a făcut prefață la primul volum sub povara gândului, a făcut în 2011, profesoara voastră de română, doamna Viorica Crețu. Am încredințat volumul și mi-a făcut o prefață. Am zis să-mi fac o prefață un profesor doctor în filologie, care este cel mai nimerit, nu? Când o să scriu o carte de istorie, o să-mi fac o prefață doamna Chițu, care este profesor doctor în istorie. Și care e colega mea de breasă. Așa am fost profesor de istorie până m-am pensionat. Deci asta am făcut de așa. Dacă mai aveți întrebări. Ce număr de cărți ați publicat? Păi, draga mea, asta, până acum cumpănă, este a 33-a carte tipărită de mine, de curs de 10 ani, deci am tipărit 33 de cărți. În medie ar fi câte 3-4 cărți pe an. Poate că nu sunt prea multe, gândiți-vă că sunt mari scriitori care au scris sute de cărți. Nu? Iorga, să nu mai vorbim, e un perete la Biblioteca Academiei numai cărțile lui Iorga. Iorga avea stenograf lângă el și la masă îl vedea stenografia și tipărea cartea. Deci peste tot avea stenograf lângă el. Tot ce vorbea, i-a spunea pe hârtie și-a întrebat. Că el vorbea cu urmă, avea o galaserie. Ei, ai scris ceea ce am spus eu ieri la masă? Am scris domnul academician, bravo! Și publica pe urmă. Eu nu fac așa, că n-am stenograf lângă mine, dar ceea ce-mi trece pe minte, pun și eu pe hârtie. Am asemenea agendelor 40-50 pline, cu tot felul de idei, de gânduri ale mele. Unele lucruri pe care le-am preluat, fie pe internet, fie pe internet sau de pe Facebook, că mai văd și acolo câteva lucruri așa mai fisticii, care mă mai interesează, că nu pot să le știu pe toate. Da. Dacă mai sunt întrebări? Pe cine te-a învățat în limba română la liceu? La liceu am schimbat 3 profesori de limbă și literatură. De fapt, de literatură română, că în liceu nu prea se făcea gramatică. Se face mai mult în clasele gimnaziale. În clasa a 8-a, primul an de liceu, am avut o profesoară de limba, de teoria literaturii se facea în clasa 8-a, pe doamna Nicolau Cecilia, fostă Neamculescu, numele de fapt. O femeie extraordinară deșteaptă, făcuse studii în străinătate, Franța, fusese chiar în anturajul regelui Carol al II-lea, a fost una dintre iubitele lui Carol al II-lea, după câte știu eu, m-am interesat. Și era o femeie, într-adevăr, și deșteaptă și foarte frumoasă. Deși, la vremea aceea, avea aproape 50 de ani, închipuția, cum ar fi avut asta la 110 ani, s-a prăpădit de mult. Locuia vis-a-vis de poștă în casa unde este domnul inginer Velescu, cum are o societate. Aia a fost casa avocatului Nicolau, soțul lui. Așa, în clasa a 9-a l-am avut diriginte și profesor de română pe domnul Traian Pământ, pe care l-aveți aici, a fost și directorul liceului. Un foarte bun profesor de română, care are două fete. Una dintre fete este medic aici, la soția doctorului Diculescu. Și în clasa 10-a și a 11-a am avut profesor când ne-a dus dincolo la Vâlcescu, acum e școala numărul 2, Lucian Pavel, acolo. Am avut profesor de română, o doamnă Câtu Georgeta. Deci am schimbat 3 profesori. Dar pe mine m-a format în primul rând doamna Nicolau și domnul
Andreea, allora le trasferisco le conoscenze a Pesce. Ma da, quando era mai tenero, ma aveva lo stile di insegnare, predava, vorbea foarte mult, nu scria nimic pe tablă și cine reținea bine, cine nu, un poos, vedea câteva chestii de sinteză, era altfel.